Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal astăzi. Cum ați văzut și în titlu, Harry Maguire este cel mai bun jucător din toate timpurile. Efectiv, am creat un monstru și o să vă arăt fiecare chestie pe care am pus-o. Numărul lui este de 99, are overall 99, are 18 ani, joacă pe poziție de goalkeeper, fundaș, mijlocaș și striker. Squadrol crucial, forma lui este excelentă, fitness 100%, sharpness 100%, moralul very happy. La stats-uri avem clar totul 99, pace 99, shooting 99, passing 99, dribbling 99, defending 99, physical 99 și la staturile de portare 99, dacă nu le arată aici. 5 cu 5 la skill moves și la weak foot, high, foarte, foarte bun jucătorul ăsta, are efectiv tot și în plus are toate playstyle-urile plus, efectiv e un monstru, are toate playstyle-urile posibile plus. Și o să vreau să simulăm un sezon sau două, să vedem cum se descurcă, dar să și jucăm un match, pentru că sunt chiar curios cum se mișcă. Așa că mergem la un match greu, o să mergem la match-ul ăsta contra cel la Bayern și o să vreau să joc match-ul, să văd cât de bun este Harry Maguire. E bine, am ajuns la match-ul contra cel la Bayern, însă ne interesează intrăm match, v-aș juca acolo. Dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să știu că la videoclipul acesta putem să strângem peste 100 de like-uri. De asemenea, să vă abonați ca să ajungem acolo la 1K subscriber, sunt sigur că putem să ajungem cât mai rapid la 1K. Și desigur să activați clopoțelul pentru a primi notificări mereu când postez ceva nou. E bine, acestea fiind spuse, haideți să intrăm în match. O să jucăm pe World Class, aceasta este echipa lui Bayer, foarte, foarte bună. O să jucăm pe World Class, nu vreau să fie foarte, foarte greu, însă Maguire este acolo, iau tot în atac. Jucătorul de care o să le fie frică la cei de la Bayer, așa că haideți să intrăm în match. E bine, și intrăm în match, match-ul în care Maguire își va dovedi aici că este cea mai bun jucător din toate timpurile. Ok, șansă pentru ei și se pare că înscrie Bayern. Wow, ok. Îl chemă aici pe Mount. Hai să vedem unde este Maguire. Iau de la acolo la cap. Centrare la Maguire. Soare foarte bine. Ce gol, what? Wow, ce gol a dat aici Maguire. Mamă, cât a sărit. Se vede aerial plasul la 99 Maguire. Însă și ce cap a dat. Bun, aici Maguire are viteză. Se poate duce Maguire. Continuă Maguire. Hai să ne șutează și bară, bă. Hai mă, cu 99 shooting și cu toate playstyle nu poate să intre. Bun, Maguire aici frumos șutează, însă nu sacrează finesul. O ia din nou, șutează, însă apără portarul. Ce șuturi puternice la Maguire. Vine acolo Maguire, apără portarul. Du-te Maguire, șutează Maguire. Mamă, ce apără. Apără portarul ăsta tot. Maguire bine a trecut acolo. Foarte bine acolo, șutează. Însă nu înțeleg mă frate, what? Fata are 99 shooting și toate staturile la shooting. Vine aici la Maguire, du-te. Du-te Maguire, power shot. Power shot! Ce bombă! Ce bombă de la Maguire! N-a văzut portarul pe aia! N-a văzut efectiv! Wow! Ce bombă azi! 99! Power shot plus! Aici cât? 128! Cam puțin totuși, cam puțin! Maguire! Bine Maguire! Continuă! Continuă Maguire! Maguire! Hai să ne trivele! Încă un gol, mă, let's go, mă! Let's go! N-ai ce să zice, prea bun, efectiv, prea bun, card de 99, totuși, e real logic. Ei bine, și să termină match-ul, reușim să câștigăm, da, Maguire oricum este foarte, foarte bun. Se mișcă foarte bine, însă, na, body type-ul nu-l ajută, chiar nu-l ajută deloc, dar e foarte, foarte bun. Ei bine, următorul meci pe care vom juca este contra la cei de la Real Madrid în round of 6, suntem în Champions League. Ne-au bătut cu 4-2 în tur, așa că noi trebuie să întoarcem meciul. Echipa lor este foarte, foarte bună, l-au dus acolo pe Immobile. Însă Harry Maguire este cea mai bun jucător din toate timpurile, așa că o să jucă cea mai bine. Și eu zic că Maguire este pregătit aici să o moare pe toți. E bine, și intrăm în meciul contra cei de la Real Madrid. Hai să vină că Maguire poate să facă meciul. Vine acolo la Luke Shaw, caută pe Maguire. Bine aici la Maguire. Bine, aici întoarce jucătorul, se pune bine, șutează, însă apără acolo Courtois. Du-te, tată, du-te. Finesul pe lângă portar și marchează, bară gol, mă, let's go, let's go, let's go. 1-0 pentru Manchester United, Maguire marchează. Bine, aici șansa, foarte bine aici la Maguire, Maguire continuă. Maguire cu un Porsche, alo, are spațiu liber, se duce Maguire, Maguire se duce. Și șutează, însă apără portarul, bă. Du-te, tată, haide. Și șutează și marchează. What? What? Ok. Nu știu cine a apărat portarul acolo, dar marcând se face 4-4 la general, 2-0 în meciul acesta. Revedem din unghiul ăsta să vedem de ce nu apără. Șutul este totuși bine plasat, însă... o atinge, ok, o atinge, dar nu reușește să o respingă. Pasa este la Maguire, Maguire continuă foarte bine.
Are viteză, se duce Maguire. Power shot și power shot-ul este apărat. Bă, ce apără Courtois, frate. Aici la Maguire și acum Maguire. Șansa ta, Maguire. Șansa ta. Ia-ți-o fră, finesul. Nu pot să cred. Mai puternic, frate, ca ai 99 shooting. Foarte bine aici, Maguire. Maguire continuă, șutează și marchează. Ce șut puternic. Deși n-a prins bine, șutul a fost perfect plasat și perfect putere. Foarte bine, Maguire marchează, face 3-0, 5-4 la general. Da, se termină meciul, reușim să câștigăm cu 3-0, fix de scorul care aveam nevoie ca să trecem mai departe. Harry Maguire, clar a fost cea mai bună jucător de pe teren. E bine, următorul meci este contra cel la Napoli, pentru că suntem în 4 finals și ne-au bătut primul meci cu 2-1, așa că Maguire trebuie să vină și să rezolve problema. Aceasta este echipa lor, echipă foarte, foarte bună, cu un atic Carvajal, wow, ok. Însă hai să vedem toată asta, Maguire ce va sparge. E bine, și în ce meciul din 4 finals, returul cu Napoli, hai să vedem că Maguire de data asta poate să salveze din nou Manchester United. Du-te, Maguire! Maguire foarte bine se întoarce, șutul este bun și nu intră, bă. Du-te, Maguire, întoarce pe ambii jucători, doar pe unul. Și Trivela din afara careului, ce gol, ce gol, wow. Wow, Maguire o face din nou, face 1-0 cu ce mai bun gol văzut de mine. Ce Trivela, uitați-vă la golul ăsta. Zero efectiv, cred că zero expected goals aici. Uitați-vă și voi la Pengen, a derajat Pengenie. Bine aici, Harry Maguire continuă. Bine, Harry Maguire, power shot-ul ăla puternic, a băgat mingea în poartă, spar poarta, nu pot să cred așa ceva. A băgat portarul în poartă, nu pot să cred, uite-și ce puternic power shot, chiar sunt curios. 99, 0,16 expected goals, 130 de km pe oră, wow, ce bombă. Are șansa să-mi scrie încă o bombă. Harry Maguire se întoarce bine acolo și finesul în care la părmeret. Bine, aici pasă la Maguire. Maguire! N-avea cum să rateze așa ceva, n-avea cum face 3-0 și 4-2 la general. Let's go! Du-te, tată! Power shot pe verde! Nu pot să cred, am văzut-o direct vinclu am văzut-o. Haide, mă! Ia-o-te până unde! Și... Maguire, oh, ce faul, roșu, cum să faultez pe Maguire, n-ai voie, e roșu. Și este galben, bă, însă balonul ăsta n-avem cum să nu-l batem cu Maguire. Hai să vedem, bun, frumos aici, putere maximă și nu pot să cred ce apărat-o, bă, ok. Hai să vedem, capul la Maguire cu capul, cu capul, Maguire este zeu efectiv, aerial ăla cu power header, n-ai ce să zici așa ceva. E bine, este trei meciuri, reușim să câștigăm cu 4-1 meciul și cu 5-3 la general. Maguire, clar, omul meciului. E bine, următorul meci este contra acela Bayern, care ne-a bătut în tur cu 3-2 în semi finale. Am mai jucat cu Bayern, însă data asta ne numără revanșa, să zic așa, pentru că mi se pare că au terminat grupa pe locul 1. Aceeași echipă, nu s-a schimbat absolut nimic, însă Maguire este aici și este pregătit 99 overall să spargă din nou în Bayern. E bine, și ce meciul, Harry Maguire este activat și sperăm să scriem acolo golul. Și bine aici, Maguire, du-te Maguire, încercăm un parșat, hai aici. Da, aici power shot-ul, însă da, na, era greu să intre de acolo. Du-te Maguire, finesul și reușim, let's go, finesul intră, facem 1-0, 3-3 la general. Du-te Harry Maguire și power shot frumos acolo, ce puternic și pe verde însă, apără Neuer, bă. Du-te că ai viteză, Maguire se duce, Trivela, însă apăr Neuer, bă, frate, ce apăr tot Neuer. Este absolut ultima șansă lui Maguire să înscrie și nu pot să cred, ratează, what? Cum a reușit? Maguire se poate duce singur, se duce foarte bine singur, șutează și marchează. Aici Neuer o respinge perfect. Oh no, marchează aici până la urmă, bă. Marchează, trebuie să marcăm neapărat, trebuie să marcăm două goluri, nu știu cum facem. Trebuie să marcăm neapărat. Bine acolo, hai Maguire, n-ai cum să ratezi aici, efectiv n-ai cum să ratezi. Și Maguire face 2-1, let's go. 4-4, hai mă, încă un gol și întoarce meciul. Hai Maguire din nou scapă, du-te Maguire și face 3-1, let's go, face 3-1, 5-4, întoarce meciul în prelungiri, mă, let's go, bine mă, Maguire, mă. Hai să ne acum, Maguire, dă aici, Maguire, și
Mamă, ce se ducea ca racheta, se ducea, însă, na, a pierdut din viteză. Și se termină meciul, reușind să câștigăm cu 5-4 la general, 3-1 se termină meciul. E bine, următorul meci este contra acela Barcelona în finală, însă înainte să jucăm finala, așa arată echipa, foarte bună. Însă, da, lor Maguire clar e cea mai bună de echipă. Însă vreau să vă arăt câte goluri a reușit lor Maguire și a reușit 52 de goluri. 52 de goluri, wow! 13 asisturi și el a jucat foarte, foarte bine. Clar aici top marcator la Champions League, da, clar. Și aici în Premier League. Oh, nu a reușit în Premier League de fapt. Haaland e cu 27, ok. Însă haideți să vedem în Premier League unde n-am influențat deloc, n-am jucat niciun match. Doar Maguire a jucat el singur. Hai să vedem că totuși câștigăm, suntem top 5. Ok, suntem în top 5, ceea ce e clar. Top 4, Aston Villa, top 3, Manchester City. Pe 2 cine? Și pe, adică am putea fi pe 2 sau pe 1. Hai să vedem și suntem pe 1. Let's go, let's go. Suntem pe 1 cu 10 puncte diferență față de Arsenal. Câștigăm Premier League. Emirates FA Cup câștigăm, câștigăm și Emirates FA Cup. Let's go. Carabao Cup câștigăm, nu câștigăm. Suntem scoși aici de Stoke City, pe bune. Ok. E bine, aceasta este echipa, o echipă foarte, foarte bună. Însă, clar, Maguire este mai bun decât toți de acolo, așa că hai să rămâi să învățăm pe ei cum se joacă fotbal. E bine, și începe finala Champions League, unde Maguire poate tăcare și această echipă să câștige Champions League-ul. Hai, Maguire, prima fază a ta, prima fază, bine acolo, trece foarte bine Maguire, însă este pe mijloc. Bine, aici Rashford se duce, poate pasa lui Maguire, așa face. Și acum Maguire trece foarte bine, finesul bun, însă nu reușește aici să-mi scrie. Hai să vedem centrarea la Maguire, Maguire, Maguire face 1-0. O centrare foarte bună și o lovitură de cap, prea easy pentru Lord Maguire. Bine aici, Maguire a plecat foarte bine, are viteză, se poate duce. Maguire, îmi scrie Maguire, let's go, Maguire face 2-0, pac, pac, instant. Bun aici, Maguire, du-te. Du-te, Maguire, foarte bine, acolo șutul lui Maguire este apărat. Bine aici, Maguire scapă foarte bine, scapă Maguire, n-are cum să-l apuce și bomba lui Maguire face 3-0. Wow, wow, n-ai ce zici, Lord Maguire, Lord Maguire. Bine aici, pasă la Lord Maguire, Lord Maguire, o să fac un par și aici care este apărat până la urmă. Bun, aici, Maguire a prins-o foarte bine, încercăm un par shot și par shot-ul este bine plasat, însă, voi aici, Ter Stegen. Bine aici, Maguire, foarte bine aici. Power shot-ul, mamă, iar a îndoit poarta, mă, a îndoit poarta. Da, 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 ok, ok. Au marcat și ei, însă, da, doar un gol și nu mai prea are sens, deci nu știu ce se celebrează aici, dar ok. Bine, și ultima șansă a lui Maguire, dacă reușește aici, Maguire, s-a dus ciobănească peste poartă. E bine, și cam asta a fost să fie. Câștigăm UEFA Champions League, Maguire îi conduce spre victorie pe Manchester United. Cel mai bun jucător all time, Maguire, Lord Maguire. E bine, și cam asta a fost videoclipul cu Harry Maguire, cel mai bun jucător all time cu toate PlayStation 18 ani, toate pozițiile, tot, efectiv, a fost cel mai bun jucător. Sincer, m-așteptam orice să intre, dar era prea mult oricum. Sper că a plăcut, dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să strângem acolo peste 100 de like-uri. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, ca să strângem 1K subscriber, sunt sigur că putem să ajungem până la urmă. Și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mereu notificări când postez ceva nou. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!